Salut, prieteni! Salut! Ce, Andrei? Ți-ai pus chipiu, măi? Dar pentru ce? A noi astăzi este sâmbătă și noi am venit de undeva, dacă sunteți curioși să vedeți unde am fost noi, unde ce am făcut ca o surpriză, ca un challenge, la Irașet canal mâine să urmăriți și o să vedeți. Și noi de unde ne-am întors, iată, astăzi este sâmbătă și noi, Andriuș, la frezărie, da? Da. Și nu numai Andriușa, dar și Ira se duce la frezărie. Salut, Dașa! Ambii sunt scriși la ora 1. Și Andriuș are repede, ochelarii o să... caut. Ochelari, de unde sunt ochelarii tăi? Păi de ce nu-i cauți? Tu aveai o husă. Unde ți țineai ochelari? Ha? Păi eu nu sunt de husă. Nu e acolo, Andriuș. Nu știu. Și voi vă duceți amândoi, Ira? Da. Dar pe Andreeș mai repede să termine. A să mă Da, suni mie tu. puțin mai greu o să fie. O să mă suni. Andreeș. Hai te duci și dar cu Iraș când pe Oh, tine Doamne, te ce frumos! finisează de frezat. Era să mă suni și eu o să vin, că să nu stau acolo. Sau să merg cu voi? Da. Să merg cu Țineți voi? minte Da. părul meu așa lung. A, păi hai, da, dați să vedem. Hai, Andrușa, dă să arătăm. Așa, ești acum, ia uite, Andrușa nu vrea la freză. Cum mai trebuie să frezezi numai decât, voi? Eu chiar vreau. Dar tu ce vrei, să crești plete? Vrei să ai păr lung? Ha? Andreea? Nu vrea la păr lung, dar nu vrea la frezărie, da? Andrius? Nu vrei la frezărie? Și eu Haideți să ne chiar. uităm, iată așa arată acum Andreeș cu Ira, uite părul lui Ira cum e. Și deja când o să vină acasă, o să-i filmăm pe ambii și atunci o să facem Eu abia diferență. aștept. Nu, eu cred că întâi pe Andriușa să-l filmăm, că el o să vină primul acasă și pe urmă pe Ira. La frezărie cred că nu o să mai filmăm. Dar pentru că cred că o să fie E lume. lume, da, astăzi este sâmbătă, ziua, că noi suntem programați la ora 1, ambii. Uitați-vă părul lui Ira cum arată, Da, acum, acum așa. inițial. Și să vedem pe... Foarte Dar tu cât de lumios. scurt vrei sau nu? Eu vreau să scap de capetele astea urâte. Vezi deja cum Ok, o să vedem cum o să arăt. Și Andriuș. Andriuș. Eu merg cu voi sau vă duceți voi singuri? Merg cu noi. Merg cu voi și pe tine te iau acasă, da? Îți fac chel, Andriuș? Vrei așa, chel? Ei, chel. Cum chel, măi? Andriuș, îți spune ce vorbea. Bine, prieteni, deci hai, mergem la frizerie și deja continuăm când revenim înapoi acasă. Da. Și Andriuș, am venit acasă, el deja o dovedi și s-o schimba. Ei, ia unul pus costumul. Păi doar azi trebuie să filmăm, măi. Dar am venit mai devreme, că pe Andriușa repede l-a frezat. Pe Andriuș deja l-a finisat, dar lui era, eu spălat abia părul. Ia? Dar unde ți-o ochelari? Tu erai și cu ochelari și cu costum. Era așa de frumos. Unde ți-o ochelari? Ia? Pune-ți ochelari. Dar stai, unde te duci? Pentru ce? Dar lasă așa, nu mai îmbrăca. Așa mai e frumos. Da, dar tu nu erai în asta. Când ai dovedit să te schimbi? Nu de mult. Când? Ia. Eram toți în negru, da? Numai Ira nu era negru. Așa. Era în roz. Era roz, era nu era roz. Cum e roz? Nu era roz. Măi, stai, stai, dar puteți chiar nu sunt cu ochelarii să puțin pe o parte? Ochelarii ăștia de unde ai? Din Turcia? Da. Din cumpărat în Turcia, da. Bun, iată așa, prieteni, ați văzut cum era Andrușa deodată, așa că așa e mult mai bine și mult mai frumos. Deja o așteptăm pe Ira să vină acasă, da. Să vedem. Ira ce fel s-a transformat ea la noi. Da? Da, dar nici eu nu am văzut-o. Păi dar noi n-am văzut nimic, noi am plecat pe Iutaman, am spus. Pe tine deja te finisat, dar lui Ira i-a spălat părul și el numai s-a așezat pe scaun, da? Da. Bun, deci o așteptăm pe Ira și continuăm? Da. Ok, hai. Prieteni, am văzut-o pe Ira pe geam, bine. Hai să vedem cum s-a schimbat ea radical sau... Salut! Gata? Da, dar mie îmi place. Uite. Și ai stat o oră numai pentru asta? Păi, dar dacă trebuia să-mi tai capetele. Păi capetele, păi... Andreeș deja era gata, tu ai văzut, noi deja plecam și tu erai abia cu părul ud, te pieptăna. Undeva 5 cm s-au dus. Cât? 5 cm. Asta nu-i mult. Păi nu-i 5 mult. cm, așa. Dar pentru mine e mult.
dar oricum se vede diferența, că erau mai lungi. Dar măcar acum arată mai bine, vezi, sunt drepte. Nu să... Și și pentru că să stai capetele astea trebuie să-ți speli capul? Da. Să fie părul umed? Da. Păi mai bine l-am spălat de-am acasă. Păi și cum, aduceam cu părul ud acolo? Păi zic, n-am mai spălat acasă. A, dar n-am spălat acasă. A, eu crezi că l-ai spălat și acasă și acolo, îți care-i sensul? Nu, nu, nu. Ce-mi place? Ce-ți place? Îmi place că e drept, în sfârșit. Și nu mai sunt capetele. Fetele o să înțeleagă, când sunt capetele crescute... Dar eu nu spun nimic. Când sunt capetele crescute, e urât. Acum e mult mai frumos și o să crească mai repede, în sfârșit. Și acum cu ce să vă ocupați voi? Mi l-am tăiat în august, înainte să plecăm la Israel. Eu cât timp a trecut? Păi, dacă acum suntem în luna martie. April, mai, iunie, iulie, august. 5-7 luni au trecut. Uh-huh. Și în 7 luni, numai 5 cm au crescut? Nu, au crescut mult mai mult, dar eu am tăiat doar 5 cm. Pentru că doar 5 erau așa neglijiți, știi? Ultimele capetele de aici, când le usuci cu fionul, când dă la căldură, oricum arată nașpa. De asta trebuie puțin tăiate. De asta trebuie să nu dai cu fionul sau cu mai zis. Păi, dar cum să, dar cu ce să te usuci? Așa, pur și simplu, așa o să treacă 2 ore. Și-ți afară la soare, soare cum mai este? Se usucă. Vara mă sterbe să nu folosesc fionul, dar iarna nu pot. Noi, prieteni, eu nu știu cine din Moldova, cred că știi, la noi s-a încălzit brusc. Deja și în România, eu nu știu dacă... Cred că tot este cald. La noi aproximativ seamănă, București și cu Cahul. Eu adori timpul acesta de afară, când e așa nici foarte cald, dar nici răcoare. Mâine, duminică, arată puțin grade. Puțin, cu 2-3, mai puțin ca astăzi, dar de luni, în genere, arată 27-28 de grade la noi. Gata, vine vara! Da, dar pare mi se nu pe mult timp, că nu cred eu că în mart. De obicei, ți-am minte, într-un an în... Când în aprilie? A nins. Când 21 aprilie a nins, a rupt copaci. A nins rău de tot, nu vreți să știți. Atunci, Andru, și avem atent cu un an de zile, când am stat și fără lumină mulți ani. Da. Tu ce ai de făcut, lecții ceva? A, da, am de făcut teme. Am un proiect la fizică și trebuie să fac din două... Când trebuie să-l faci? Pe miercuri, dar vreau să-l fac acum, pentru că după nu o să n-am timp. Și trebuie să mă gândesc din ce. Trebuie să iau două cutii, una mai mică și una mai mare, și să aleg un punct în care să pun acul și să țin așa, știi, să fie drept. Păi ia că tătăta asta mai bine să filmeze. Eu tot sunt curios să văd. Filmează mai bine. Poate două pachete de suc, nici nu știu, mă gândesc. Ok, bun. Deci, prieteni, iată așa, Andrușa cu Irecica s-au frezat, au plecat la același timp, dar au venit pe rând. Foarte diferență mare între diferență timp. Diferență mare de timp, chiar da. Da. Ok, dacă vreți să vedeți cum era, eu chiar vreau să văd proiectul acest, cum spune. Da? Păi filmează-l așa pe bucăți, chiar cum începi să-l faci, cum ca de obicei cum filmezi tu. Bine. Bine. Deci noi vă spunem pe curând și așteptăm proiectul. Dați like-uri dacă vă place frizura mea nouă. Uh-huh. Da. Pa, pa, prieteni! Pa, pa!